Seara, oameni dragi, seara minunată, toate cele bune. Și am zis să mai compun ceva. Și vreau să compun o piesă pentru femei. De fapt, e pentru bărbați. E ca un sfat și o învățătură. Pentru că din ce în ce văd mai multe femei nefericite. Femei care, din păcate, știi, sunt într-o relație, într-o căsnicie, doar așa, de dragul de fii, de dragul copiilor, se complac. Și nu e ok dacă nu ești respectat, fericit, dacă nu auzi o vorbă bună și dacă după o zi de muncă te întorci acasă și în spatele acelui uș nu e acea persoană care să se bucure de prezența ta, care după o zi obositoare și stres să zică: mă, mă bucur că ești aici, mă bucur că ai venit. Și ce ai făcut, mă, și tu azi? O, ai mâncat, o, ai dormit, ți-e bine. Deci dacă aceste lucruri nu le găsești când te întorci seara acasă, mai bine stai singur. Și este o lecție de viață pentru care și eu, după mulți ani, am avut ce învăța. Și, oameni buni, sunteți căsătoriți, sunteți într-o relație, dar gândiți-vă, sunteți și fericiți? Da. Eu mai am o vorbă. Decât singur în doi, mai bine singur de unul singur. Și acum hai să vedem ce piesă am compus eu cum pe această temă. Toate florile sunt frumoase dacă le privești, toate florile înfloresc dacă le îngrijești. Toate florile sunt frumoase dacă le privești, toate florile înfloresc dacă le îngrijești. Tot așa și cu femeia dacă o iubești, tot așa și cu femeia dacă o prețuiești. Tot așa și cu femeia mai frumoasă ar fi, niciodată și nici cum nu s-ar veșteji. Niciodată și nici cum nu s-ar veșteji. Ea zice va trece, tot frumoasă ar fi. Gândiți-vă, bărbaților, mai gândiți-vă.